În dimineața aceasta am vrut să citesc un pasaj din Scriptură și mi-am dat seama că majoritatea pasajului nu are de-a face cu noi. Și chiar m-am bucurat. Nu are de-a face cu noi astăzi. Am vrut să citesc Psalmul 31. Și mi-am dat seama că în Psalmul 31, cel care scrie, trece prin vremuri foarte grele. Și ascultați-mă, noi care suntem azi aici, nu suntem în papucii lui. Și știți ce aș vrea să facem? O să citesc eu câteva fraze din psalmul acesta, cu o frază de introducere. Și o să spun, Doamne, îți mulțumim că noi nu suntem acolo. Dar nu o spunem cu duhul fariseului de altă dată, ci cu o inimă sinceră. Și noi o să spunem amin. Ascultați versetul, o să încep de la versetul 7, partea a doua. Știi neliniștea sufletului meu. Și aș vrea să spunem, Doamne, îți mulțumesc că astăzi sufletul îmi este liniștit. Nu este în zbateri. Ascultați, sunt în strâmtorare. Fața, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare. Și eu știți ce vreau să spun? Doamne, îți mulțumesc că nu sunt acolo. Astăzi nu sunt acolo. Poate am fost altădată, poate voi fi altădată, dar îți mulțumesc că astăzi nu sunt acolo. Să fie Domnul cu cei care sunt și să se îndure, da? Îți mulțumesc că nu mi se sfârșește viața în durere și nu mi se termină anii în suspine. Slavă Domnului pentru aceasta! Îți mulțumesc că nu mi s-au sleit puterile din pricina fără de legii mele și îți mulțumesc că nu mi putrezesc oasele. Îți mulțumesc că nu m-ai făcut de mare ocară pentru vecinii mei și îți mulțumesc că nu sunt de groază pentru prietenii mei. Amin? Și știți ce aș vrea să mulțumim Domnului? Că cei care ne văd pe uliță nu fug de noi. Că nu suntem nici leproși, nu suntem nici așa de amărâți, ba unii chiar trec strada și ne salută. Slăviți să fie Domnul! Îți mulțumesc că nu sunt uitat de inim ca un mort și că nu am ajuns ca un vas fărâmat. Și ce am vrut să vă arăt astăzi? Cât de frumos ne putem ruga pe textul biblic. Ca să nu batem câmpii uneori la rugăciune sau să nu repetăm tot aceleași lucruri care le repetăm noi. Când nu știi ce să te rogi sau când crezi că știi ce să te rogi, deschide Biblia. Și unde vezi că nu ți se potrivește asta, spune, Doamne, îți mulțumesc că prin harul tău nu sunt acolo. Iar unde ți se potrivește, ca în psalmul acesta, poți să spui cu bucurie, cum spune versetul 3, Doamne, îți mulțumesc că Tu ești stânca mea. Îți mulțumesc că Tu ești cetățuia mea. Și îți mulțumesc că pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei călăuzi. Un text din Scriptură care te ajută să mulțumești lui Dumnezeu pentru ce nu ai astăzi. Și să mulțumești lui Dumnezeu pentru ce ai astăzi. Din punctul meu de vedere, dacă ați reține atât și ați practica măcar o dată pe săptămână, v-ați da drumul acasă, dar ca să nu se supere frații pe mine, vă invit să vă așezați și o să continuăm să privim în Scriptură. Am mai multe obiceiuri. Unele bune, unele de care vreau să scap. Un obicei bun în ultima perioadă, nu ca regulă, este să mă uit așa câteodată la ziua în care sunt și să deschid Scriptura la un capitol pentru ziua respectivă, să văd dacă din capitolul acela sau din capitolul respective îmi vorbește Dumnezeu. Și dacă n-am încurcat eu calendarul, astăzi suntem în 31. Bănuiesc că de asta am și ales psalmul 31.
Aș fi curios dacă cineva știe sau dacă cineva ne poate ajuta, adică ne poate ajuta sigur, să ne spună câte cărți din Scriptură au în ele capitolul 31. Să mulțumiți Domnului că n-am venit la voi pe data de întâi. Că dacă luam toate capitolele întâi, vă prindeau aici tinerii de la Caransebeș și toți erați prezenți, da? Aș putea avea o predică cu 31 de puncte și sigur ați ține minte. Nu punctele, predica. Eu vă invit să ne uităm în câteva capitole 31 din Sfânta Scriptură și să vedem dacă Dumnezeu vrea să ne învețe astăzi, eu sunt sigur că vrea să ne învețe astăzi câteva lucruri practice. Deja din Psalmul 31 mi-am notat următorul lucru. Dumnezeu poate binecuvânta și când nu treci prin suferință. Și îl slăvesc pe el. Ați văzut, omul acesta era în suferință și vorbea de binecuvântările lui Dumnezeu. Și uneori parcă ai spune, ca să mă binecuvinteze Dumnezeu, e obligatoriu să trec prin suferința? Nu neapărat. Dumnezeu ne poate binecuvânta și când nu suntem acolo. Slăvit să fie El. Și asta este partea pozitivă. Sigur că dacă aș vorbi cu cei în suferință, știți ce le-a spune din psalmul acesta? Dumnezeu îți poate da liniște sufletească în orice circumstanțe. Uitați-vă la omul acesta care, dacă ați fost atenți, am citit niște cuvinte grave despre situația lui. Îmi putrezesc oasele. Nu mă mai vrea nimeni, nu mă mai iubește nimeni. Toată lumea face planuri împotriva mea. Dar ați observat că el spune toate acestea pe un duh de liniște. Doamne, mă încred în tine. Știu că tu vei lucra. Mă uit la mesajul acesta. Dacă sunt în vremuri grele, și dacă vreți pot aplica asta la viața de familie, la viața tinerilor, că și tinerii au frământări, așa? Și familiștii au frământări. Și unii dintre noi mai trecem prin valea umbrei morții. Știți care ar fi încurajarea? Indiferent în ce situație ești, Dumnezeu îți face parte de liniștea Lui. Amin? Dumnezeul nostru poate. Este pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Dar dacă unii nu suntem acolo, să nu invidiem pe ei, să spunem, wow, Doamne, uite ăștia în suferință, ce pace, ce liniște au, să spun, Doamne, eu mă bucur că mă poți binecuvânta și dacă nu sunt acolo. Și poate tocmai de asta nu sunt acolo, ca să-i ajut pe cei care sunt acolo. Lângă Psalmul 31, o să deschid Scriptura la Iov, capitolul 31. Da, cartea Iov are și capitolul 31 și dacă vă uitați în cartea Iov, Iov are o durere. Și Iov așa s-a învățat să fie sincer cu Dumnezeu, să-i spună lui Dumnezeu ce gândește, că oricum Dumnezeu știa ce e în inima lui Iov. Și Iov spune, în esență, Iov spune următorul lucru. Eu n-am fost așa. Eu n-am fost așa. Și ascultați ce spune el. O să le iau așa pe sărite, că este un capitol foarte lung. Versetul 5. Eu nu am umblat cu minciuna. Asta spune Iov. Eu n-am umblat cu minciuni. Piciorul meu nu a alergat după înșelăciune. Asta spune Iov. Inima mea n-a urmat ochii. Că văd ochii și gata, inima trebuie să facă ce zic ochii. Știți voi proverbul acela lumesc, că ochii văd, inima cere, nu, și atunci gata, n-am ce face. Nu, mulți pocăiți au scuze. Nu, Iov spune, și ochii mei au văzut. Dar inima mea nu s-a dus după ochi. Ci ochii mei au fost forțați de inimă să meargă unde trebuie. Nu s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele. Eu stau și mă cercetez dacă eu aș putea spune ce spune Iov. Că nu se oprește lista aici. N-am pândit la ușa aproapelui meu. Nu mi-a fost amăgită inima de vreo femeie. Mergem mai departe. Săracilor am dat ce îmi cereau. Versetul 16.
Am dat văduvei. N-am lăsat-o să plângă în zadar, da? Nu mi-a mâncat pâinea fără ca să știu că este și un orfan. Eu n-am stat la masă să benchetuiesc și să uit că sunt orfani în lumea aceasta. Ascultați, am văzut oameni care n-au avut învelitoare. Și în prima fază, când a zis, inima mea i-a binecuvântat, eu așa pripit am zis, Iov, mai bine citeai tu Iacov, dar nu era scris pe vremea ta, că să nu binecuvântăm doar cu gura, să spunem, du-te în pace, Domnul să te încălzească. Dar eu am fost pripit, pentru că trebuia să citesc mai departe, spune, fără ca inima mea, inima lui să mă fi binecuvântat, eu l-am binecuvântat, și fără să fi fost încălzit de lâna mieilor mei. El spune, Viorel, eu nu numai doar l-am binecuvântat. După ce l-am binecuvântat, ce am făcut? Am dat din lâna mieilor mei să îi împletească vesta sau haina lungă ca să aibă cu ce dormi. Pentru că era foarte bogat, spune Viorel, versetul 24. Eu am fost foarte bogat. Dar eu nu mi-am pus niciodată încrederea în aur. Eu nu mi-am permis să spun aurului vreodată, tu ești nădejdea mea. Eu nu m-am îngânfat de mărirea averilor mele. Eu nu am privit spre soare, spre lună, să le aduc închinăciune și toate celelalte. Inima nu mi-a fost amăgită, nu m-am bucurat de nenorocirea vrășmașului. Versetul 30, eu n-am dat voie limbii mele să păcătuiască. Haideți să fim cinstiți. Ce ai aștepta să se întâmple cu un astfel de om? Că lista încă este lungă. Și el spune adevărul. Că știți cu ce începe? Eu nu umblu cu minciuni. Eu nu mint. Și tot ce spune aici este adevărat și putea spune. Ce ai aștepta să se întâmple? Binecuvântat, sănătos, veselie, trai pe vătrai, da, toate astea la alte. Așa aștepta și el. Că probabil a fost prin bisericile noastre. Și așa a înțeles el că omul binecuvântat de Domnul are de toate și îi merge bine și nu trece printr-o nicio suferință. Și pentru că avea în prima fază teologia aceasta, cu asta începe el în 31. Am făcut un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Și apoi vine durerea lui. Dar ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu? Că el, dacă scria psalmul 31, îl scria mult mai grav. Deci ăsta din 31 e mic copil pe lângă ce-o trăit Iov. Și acum vine și spune Iov, Viorele, eu și casa mea l-am iubit pe Dumnezeu, l-am slujit pe Dumnezeu, am trăit cu credincioșie față de oameni, față de Dumnezeu, față de pământ. Spune, dacă pământul meu are ceva împotriva mea, dar n-are ce avea împotriva mea. Și uite în ce hal am ajuns. Uite în ce hal am ajuns. Știți ce mi-am notat eu de aici? Că astăzi vorbim despre puterea lui Dumnezeu. V-am spus, dacă unii se gândesc la puterea lui Dumnezeu manifestată în învierea lui Hristos, ne gândim la puterea lui Dumnezeu în alte domenii. Știți ce mi-am notat? Că Dumnezeu poate lucra altfel decât gândesc eu, fără să greșească deloc. Și n-am auzit niciun amin. Să vă spun de ce, că oamenii gândesc. Că dumneavoastră aveți aici în biserică băieți frumoși. Frumoși și pe dinăuntru. Și pe din afară. Și aveți fete care s-au păstrat curate. Care nu bârfesc altele. Care în școală și la facultate nu sunt calea la alte. Care la locul de muncă nu sunt calea la alte. Băieți care nu sunt ca ceilalți. Unii chiar serioși.
Și știți care poate fi durerea lor? Dar nici n-au curajul să ne spună că se tem că se excludem, probabil. Zic că, frate Iuga, te-ai gândit ce soartă mi-a păstrat mie Dumnezeu? Am sperat că voi prinde jobul ăla și l-a luat un nemernic, că a avut cutare. Am sperat că mă mărit și eu când termin facultatea. O trecut, frate, 7 ani de atunci. Și zic că am lepră, nu se uită nimeni la mine. Și tot ne predicați de la învun, că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu cutare. Și unii, auziți, unii din casele noastre, unii din adunările noastre, și nu-mi permit să spun aici, dar dacă aș fi la amvonul unde păstor a spune, unii din amvoanele noastre, știți ce spunem câte într-o zi? Și ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu. Adică după logica omenească, n-ar fi normal ca Dumnezeu să lucreze cum credem noi că e bine? Nu, dragii mei, n-ar fi normal ca Dumnezeu să lucreze după agenda noastră. Că atunci noi am fi Dumnezeu. Și El ar fi sluga noastră. Te gândești la familii care își doresc un copil și nu au un copil. Te gândești la familii care au crezut că dacă ei vor face copii și ei sunt cuminți cu tare, copiii lor o să fie cei mai cuminți copii de pe fața pământului. Și deocamdată nu pricep nimic. Te gândești că dacă tu și nevasta ați umblat pe calea Domnului și ați fost serioși, ați dat zecioala și ați participat, copiii voștri la ce vârstă se pocăiască? Ia ziceți. Micuți, așa-i? Dar nu cred că trece 14-15 ani fără să fie ei botezați. Serios? Și unii ce faceți astăzi? Încă mai plângeți? Știți ce v-aș ruga? Nu vă căutați voi vinovății pe care nu le aveți. Nu vă bateți pentru ce nu este nevoie. Pentru că în final, dacă vorbim de mântuire, este decizia lor. Noi nu-i putem mântui noi. Dar omenește, stai și te întrebi, ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu? Ascultați, vă rog, Dumnezeu poate să lucreze altfel și nu greșește niciodată. I-am omis cumva pe cei bătrâni? Știi ce cred bătrânii? Bătrânii cred că dacă toată viața au fost serioși, în tinerețe au fost serioși, în viața au fost serioși, când vor ajunge la bătrânețe, pe ei ca pocăiți, genunchii n-o să-i doară, rinichii n-o să se blocheze, ficații o să fie așa și ei ca Moise până la vederea nu o să le slăbească. Și apoi te uiți pe biletele care vin. Nu scriu ei tot. Și te duci în vizită la cineva. Nu toți au curajul. Dar se uită în ochii tăi și spune, frate păstor, am ajuns ce n-am crezut niciodată că voi ajunge. Bine, nu o citite acolo până nu se târăște lăcusta. Dar nici eu în calculele mele, să știți că nu iau... Mă mai gândesc așa, dar știi, mă gândesc, da, mi-o să mă ții până mă-i vedea la 90 de grade, că bunica așa se uita, de ce nu se uita așa? Nu putea, ea numai invers, că era îndoită, știi? Dar mă uit, frate Liviu, la colegii ai noștri care au îmbătrânit. Unul îi tremură mâna de nu mai poate ține Scriptura. Altul nu mai vede, altul nu mai aude. Îmi zice acum un coleg, mă, l-ai văzut pe ăla recent, da. Ce-l știi pe colegul nostru. Avem un coleg așa, fir, adică scândură. Nu poți, pe ăla nu-l poți îngreșa cu nimic. La... Păi zic, cum să nu știu pe ăla? Nu, zice, colegul nostru, ăla scândură față de ăsta, îi zice, e gras. Păi zice, așa au ajuns, nici eu să nu-l recunosc. În astfel de momente, nu-ți vine să întrebi și ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu. Eu cred că astfel de întrebări și le-a pus și Iosif, când a fost vândut de frații lui. Cred că astfel de întrebări și le-a pus și Daniel când intra în cetatea păgână cu lanțuri la mâini și la picioare și el alții îl bajocoreau.
Și totuși tinerii aceștia au știut ceva ce uneori nu știm noi ca bătrâni. Că Dumnezeu poate lucra altfel, fără să greșească deloc. Să ții minte asta. Că ești în ziua cea bună. Dar nu se știe dacă nu o să se aduce aminte într-o zi. Sau eu sau altă. Iov, capitolul 31, psalmul 23, Dumnezeu ne poate binecuvânta și când nu suntem în necazuri. Amin? Dumnezeu poate lucra drept și când face cum nu vrem noi. Slăvit să fie El. Amin. Ei, sigur, știți că la Iov a venit ziua în care a spus, Doamne, Tu chiar ai avut dreptate. Tu chiar ai avut dreptate, dar eu n-am priceput. Haideți să ne uităm în 2 Cronici, capitolul 31. Este o altă istorie frumoasă, 2 Cronici, capitolul 31. Ca să înțelegi capitolul 31, trebuie să citești mai multe capitole, dacă mă uit, chiar de la versetul 29, pentru că este vorba de prezentarea vieții unui împărat, Ezechia. Și dacă vă uitați în capitolul acesta, este prezentată o trezire spirituală în poporul lui Dumnezeu. O revenire la normalitate, la lucruri glorioase. Acum să vă mărturisesc așa deschis cum o fac. E o chestie din astea de o zi, două zile, șapte zile, cred și nu cred. Adică mai citești acolo că tot poporul s-a adunat la Ierusalim și a fost o mare bucurie și s-a închinat, dar există acolo un mic amănunt. Că împăratul a tăiat boi, viței, cutare, nu știu ce, le-a dat toate din belșug și eu să zic, mamă, ce pocăiți că au venit ăștia la Ierusalim să se închine și au stat șapte zile. Ascultați-mă, știți de ce au venit ei? Le-au dat grătare, mititei, cârnăciori, tăte pe gratis în numele Domnului. Pe ascultați, și dacă noi facem din astea încă astăzi, chiar dacă avem, mai prindem câte unii, da? Ca să nu dau nume că au fost pe aproape, dar m-am bucurat că un tânăr, am fost la un grup de rugăciune, după grupul de rugăciune am servit ceva și niște fete din Republica Moldova ne-au făcut, s-au dus, au cules mere, ne-au făcut un campot din mere, știi? Dar ăsta se uită la mine, o că cred că nu prea le avea cu astea. O că frate, Iuca, dacă seara asta veneam numai pentru partea a doua, ce țapă luam? Adică el a zis, eu pentru asta nu veneam la biserică. Na, bine că eu veni și pentru partea întâia, da? Aici, dacă o să citiți capitolul, oamenii nu se bucură o zi sau șapte pe cheltuiala împăratului. Împăratul se întoarce el la legea lui Dumnezeu și cheamă pe oameni să se întoarcă la legea lui Dumnezeu. Și o să vedeți că ce se întâmplă aici, ce se spune, versetul 5, când a ieșit porunca aceasta, ca oamenii să respecte legea lui Dumnezeu, copiii lui Israel au dat din belșug. Cei care aveți o problemă cu zeciuiala, vă rog să urmăriți cu atenție. Au dat din belșug cele din tâi roade de grâu. Apoi, de must, de unde lemn, de miere și din toate roadele de pe câmp. Au adus zeciuială din belșug, din toate, da? Totodată copiii lui Israel și Iuda, care locuiau în cetățile lui Iuda, au dat zeciuială din boi, din noi, zeciuiala din lucrurile sfinte care erau închinate Domnului și au făcut mai multe grămezi. Și o să vedeți, capitolul ăsta are de-a face cu grămezile. Că vine și împăratul și întreabă, oameni buni, ce se întâmplă cu atâta belșug? Ce-i cu toată grămada asta, cu toate depozitele acestea? Dar doar o primă precizare. Deci am spus că nu e o chestie chiar scurtă. Au început să facă grămezile în luna a treia. Și știți când au isprăvit? În luna a șaptea. Se pare că în orice minune ține trei zile. Poate ține mai mult. Aici chiar Dumnezeu a lucrat la inima lor. Și când Ezechia îi întreabă pe preot ce se întâmplă cu asta, ei spun că oamenii au adus cu încredere daruri de mâncare, zeciuială
Și ascultați ce spune preotul, responsabilul. De când au început să aducă darurile la casa Domnului, noi n-am stat în post. Noi am mâncat, e versetul 10, dacă nu l-ai găsit, noi am mâncat, ne-am săturat și am mai rămas mult. Și citiți în continuare cum se vorbește despre trezirea aceasta, că asta este partea cea mai mică cu lucrurile materiale. Că se întâmplă lucruri frumoase în închinare, la casa lui Dumnezeu. Vine concluzia. Iată ce a făcut Ezechia, 20, în tot Iuda. El a făcut ce este bine, el a făcut ce este drept, el a făcut ce este adevărat în ochii cui? Înaintea lui Dumnezeu. A lucrat cu toată inima și a izbutit în tot ce a făcut pentru casa lui Dumnezeu, pentru lege și pentru porunci, ca să caute pe Domnul. Care este concluzia mea citind capitolul acesta? Că Dumnezeu poate folosi un om pentru redresare, pentru reabilitare, pentru revenirea unde trebuie să fim. De data aceasta, e clar că totul a pornit de la Ezechia. Nu putem să negăm lucrul acesta, ați văzut și concluzia. Ezechia. Dumnezeu l-a folosit pe Ezechia, da? Pe Ezechia, de data aceasta, Dumnezeu l-a folosit într-o poziție oficială ca să ajute o națiune să se întoarcă la Domnul. E clar că nu suntem toți împărați, nu suntem președinți, dar întrebarea mea, Dumnezeu mai poate folosi un om pentru revenire la normalitate? O să pun cea mai grea întrebare, sau să o las la urmă, hai să o las la urmă. Poate folosi Dumnezeu un om să readucă o biserică unde trebuie, în voia Domnului? Sigur, slăviți să fie Domnul. Ar fi nevoie de vreo câțiva în România. Dar Dumnezeu poate, slavă Lui. Asta e întrebarea cea mai simplă, dacă ați crezut că e cea mai grea. A doua întrebare un pic mai complicată. Poate folosi Dumnezeu un om să redreseze o familie? Pe bărbat sau pe femeie? Un coleg de-a meu a preluat ideea aceea cu ani în urmă când vorbeam despre revitalizarea bisericii, s-a dus și a prezentat la comitet și a zis, păi viu, au fost frații de acord cu mine, unul zice, s-a supărat foarte tare, dar auzi că de ce se înceapă cu mine? El e de acord cu trezire, dar de ce se înceapă cu el? Asta era, să înceapă cu oricine, dar nu cu mine. Știți care este întrebarea cea mai grea? Poate folosi Dumnezeu un om să mă redreseze pe mine? N-am fost destul de clar. Mă poate folosi Dumnezeu pe mine să mă întorc acolo unde trebuie? Să știți că asta e cea mai grea întrebare. Sau cel mai greu de pus în practică. Că nu-l va aduce Dumnezeu tot timpul pe Ezechia. Astea sunt cazuri rare. Și de asta noi tot ne rugăm, Doamne, binecuvântă-l pe președintele României, sperând că dacă el se pocăiește, vezi, Doamne, toată națiunea se pocăiește. Dacă el se pocăiește, avem un suflet salvat, slăvit să fie Domnul, avem un președinte dat afară din nu știu ce motive și cu tare și oamenii s-ar putea să fie mai păcătoși. Ce treabă are președintele cu pocăința noastră? Dumnezeu, dacă te uiți în Scriptură, modul lui de a lucra de cel mai multe ori, și care este? Să mă folosească pe mine pentru redresarea mea. Pe mine mă cheamă Dumnezeu la cercetare, nu-i trimite pe alții în primul rând să mă cerceteze. Pe mine mă cheamă la pocăință, pe mine mă cheamă la sfințenie și toate celelalte. Eu mă rog lui Dumnezeu pentru redresare în familie. Dar la modul concret, mă rog lui Dumnezeu ca noi, familiștii fiecare, să ne întoarcem cu inima spre Dumnezeu. Să ne întoarcem cu inima spre Scriptură. Și când eu m-am întors înspre Dumnezeu, am șanse să vin ca Ezechia sau ca alții și să spună, eu am făcut asta, eu am făcut un legământ cu Domnul. Am o rugăminte. Faceți-l și voi. Întoarceți-vă și voi înspre Domnul.
Să repet ca Filip, nu m-ai ajutat astăzi. Dumnezeu poate binecuvânta și dacă nu trecem prin necazuri. Ține minte asta. Zic asta că El m-a ajutat, a scris dincolo la tineri și s-a văzut pe ecran, apoi unii tineri au făcut poze să nu uite, sper că nu le-au șters. Apoi, asta a fost din Psalmul 31. Din Iov 31, ce mi-am notat? Cum? Dumnezeu poate lucra altfel fără să greșească, așa-i? Slavă Lui! Și de aici ce am zis? Dumnezeu poate folosi oameni la redresare, la orice nivel, da? Mai rezistați un capitol din 31. Normal că ceasul rezistă și oricum nu sunteți grăbiți acasă, că schimbându-se ceasul, voi sunteți pe ceasul vechi, deci e ok. Și cei de la conferință știu că niciodată n-am terminat la timp, de ce aș termina astăzi, da? Geneza, capitolul 31. De ce să nu începem și cu începuturile? Când am citit Geneza 31, că poate v-ați prins, eu le-am citit un pic astea înainte de a veni la biserică, voi n-ați știut, unele le-am mai ascultat dimineață pe mașină, venind încoace și a fost frumos. Mi-am dat seama că în capitolul 31, că nu-i greu să-ți dai seama, este vorba de o despărțire. Dacă ați ajuns cumva pe la 31, despărțire între cine și cine? Între Iacov și Laban. Acum am o întrebare, pe Iacov îl cunoașteți puțin? Ăsta cum s-a născut? Fentându-l pe frate-sul. Da? De acolo a început el. Și așa, până se pocăiește, cum îl cunoști pe Iacov? Un șmecher din ăsta care îi întoarce pe toți. Îi întorci până îți vine să iei rândul și concluzia mea din Biblie și din viață că pentru fiecare Iacov, Dumnezeu pregătește și un Laban. Și îți dai seama că nu ești tu singurul șmecher din poporul Domnului, că mai ești alți șmecheri. Și el a făcut șmecheriile lui și ajunge el la Laban și Laban îl șmecherește cam mult de tot. Până într-o zi în care spune Scriptura că Iacov a auzit vorbele cumnaților lui. Suntem în Geneza 31, care ziceau, Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și cu averea tatălui nostru și-a agonisit el toată bogăția aceasta. Da, în ultima perioadă a vieții, acelor 20 de ani, acumulează mult, pentru că Dumnezeu s-a înturat de el, dar acum are problema că îi aude pe ea din familie. Păi, ce-a făcut ăsta? Adică, la un moment dat, noi am crezut că profităm de el și chiar ne-am bucurat că profităm de el, dar acum când tragem linie, noi suntem pe zero și ele pe plus. După ce aude Iacov, el se uită la fața lui Laban, că știi că fața spune cum se viața, și iată că nu mai era ca înainte. Aici Cornilescu alege să spună s-a uitat la fața lui Laban, altă traducere spune Iacov și-a dat seama că atitudinea lui Laban față de el era alta, era diferită. Același lucru spus altfel. Ei, în condițiile acestea, el spune, am o singură șansă, să o tulesc. Și obișnuit-l cu figuri, trimite SMS la neveste, le cheamă cu copii, bla, 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 șotunde, află socrul său după vreo 3 zile că ăsta și-a luat zborul. Socrul său și el pocăit ca lumea, adună lângă el tot ce poate, să-l prindă și să-l binecuvinteze cu ciomagul sau cu ce-o fi, da? Dar se întâmplă ceva. Din teama lui Iacov, din modul în care lucrează, era clar că el se teme de Laban. Și o va spune mai târziu, aș fi plecat de la tine cu mâinile goale. După 20 de ani de robie, aș fi plecat de la tine cu mâinile goale. O robie crasă, cruntă. Dar dacă vă uitați în ultima parte a capitolului, știți cum se despart ei? Fac un legământ, se binecuvintează unul pe altul, sigur își pun și niște limite, niște reguli, își pupă ăsta fetele, nepoții,
Și spune, nu mă ating de tine cu nimic, să fii binecuvântat, să fiu binecuvântat. De la movila asta n-avem voie niciodată să trecem, să ne facem rău, bine, cât în cafe. Păi ce se întâmplă aici? Adică ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat între început și final. Și ce s-a întâmplat? Intervine Dumnezeu. Și într-o noapte Dumnezeu îi spune lui Laban să nu cumva să-ți treacă prin cap ce? Cum? Să-i spui o, nu că să-l atingi, să-i spui o vorbă urâtă lui Iacov. N-ar mai putea Dumnezeu să trimită îngeri pe la noi până case? Se mai zic așa la câte un bărbat, să nu cumva să îți iasă de pe limbă o vorbă urâtă față de nevastă, față de copii. Poate că ar vorbi, putea vorbi și cu unele surori. Nu vă băgați, e discuția noastră. Nu-i vorba despre voi. Mai discutăm noi, colegii, că avem și noi oforile noastre. Când am citit capitolul ăsta, primul gând care îmi vine în minte. Ce treabă are capitolul ăsta cu noi? Că noi nu suntem pentru despărțiri. Noi suntem pentru unitate și rămânere împreună. Capitolul acesta îmi dă o lecție. Că Dumnezeu poate face ca despărțirile să fie cum? Frumoase, omenești, cu binecuvântare. Și am zis, băi, fărăle, lasă capitolul ăsta la alții, că noi nu avem treabă cu despărțirea. După asta m-am gândit eu apoi că într-o zi Pavel a trebuit să se despartă de un coleg de-a lui. Știți de cine, nu? Aha, Ioan Marcu. Da, e de înțeles, ăsta mai tânăr, pleacă în misiune, la un moment dat misiunea e cam lungă, lui ăsta e dor de gogoșele care le făcea maică-sa și zice, eu mă întorc înapoi în Bihor. E ok, ești liber, te întorci înapoi, data viitoare când vrea să zice, Pavel, vin cu tine în misiune. Zice, cu mine nu. Deci cu mine nu mai urci în autobuz pentru misiune. Cu mine cine pleacă, rămâne. Dur, Pavel, cu chestia asta, dar ascultați-mă, dur, dar nu lipsi de bun simț, nu lipsi de omenie, nu lipsi de spirit frățesc. Ce înțeleg eu, da, a fost o discuție acolo principială, foarte serioasă și a spus, tinere, cu mine, în echipă, în misiune, e altfel. Păi, dar la alții? Nu, eu nu sunt alții, eu sunt Pavel, ai înțeles? Dar ascultați-mă, când ăla la alt este luat de Barnaba sau de și face misiune, Pavel nu-l blestemă. Bă, l-ai luat pe nenorocitul ăla. Eu cred că de multe ori s-a rugat pentru el. L-a văzut că Dumnezeu îl folosește. Iar mai târziu știți ce va spune? Adu-l și pe el că acum e bine, acum chiar s-a pocăit și el, a mai încărunțit și eu probabil, mai văd anumite lucruri. N-ai cum să nu treci prin despărțiri în viață. Se despart slujitorii. Vreți să vă spun o durere a mea? Că nu știu slujitorii să se despartă. Nu-mi cereți detalii, dar eu am fost la biserici rupte din cauza păstorilor. E rușinea noastră. Dar nu așa, păstori care au slujit 20-30 de ani împreună și acum nu au venit să spună că ăla predică mai lung și ăsta predică mai scurt. Se băga unul pe altul în iad. Păi, oameni buni, am ajuns. Și cine suferea? Biserica, normal. Că am învățat eu una de la un bătrân din Ardeal, când bivolii se ceartă în baltă, suferă broaștele. Pic un bivol din ăla pe broască, îți dai seama. Ce trebuie? Bivol este tot bivol. Se scarpe un pic și se duc mai departe. Da. Încheiem cu capitolul acesta, că am văzut că vă prindeți așa, chiar vă bucurați de unde că am vorbit despre noi. Da, sunt greșelile noastre, dar... Voi n-aveți despărțire. Nu sunt mame care se despart de fiicele lor. Chiar când se mărită. Și bă, frate, unele așa o despărțire că vă 20 de ani, nici Hristos nu le mai unește.
Că nu a vrut la nuntă mama să pună sarmalele care au vrut sacra sau cutare. Sunt foarte importante sarmalele. Că ce nuntă ai fără sarmale? Nuntă de pocăiți. Zero, frate. Auzi. Supă cremă vrei tu la nuntă. Tu ai auzit de tăiețe, mă, frate. Și pentru asta, 2 ani de zile nu mai vorbim, nu ne mai rugăm. A, mai pozăm noi pe față, dar inima noastră. Astea sunt despărțiri în Domnul. Se desparte Pavel de biserici. Și frații sunt foarte îndurerați. Dar nu se despar blestemându-se. Plâng împreună. Pe malul apei unde și spun. Pavel spune, oameni buni, este chemarea mea, eu ascult de Dumnezeu, pe voi vă las în mâna lui Dumnezeu. Spuneți-mi, copiii noștri se mai despart? Nu mă refer la găști în biserică. Vreau să vă spun că în biserică se fac despărțiri involuntar de ce vrem noi. Și o să vă spun dacă nu v-ați prins. Ca unul care mereu le-am spus la copii, măi, toți suntem frați, toți sunt bineveniți. Și la ce concluzie am ajuns? Că în generația copiilor mei, toți s-au despărțit. Cum s-au despărțit? Că ne desparte viața, dacă vreți. Nu. Adică se termină biserica. Unde crezi că se ducă ăștia, frate, în ziua de Paști? Unii. Nu de la voi. La pizza, așa. Da. Ei, cum să mănânci ei? La pizza. Dar la pizza te duci dacă ai bani de pizza. Dacă nu-i bună pizza în Oradea, mergem la Salonta. Că, bun, dar la Salonta cine se duce? Trebuie să ai bani de pizza și trebuie să ai mașină. Sau trebuie să te ia cineva în mașină, să ai prieteni cu mașină. Și înțeleg că tu ești drăguță și îi spui, Mariana, vino cu noi, acum ia, nu strânge de gât pe maică-sa, dar de o pizza tot face rost în prima fază, e de bunica sau ceva. Și o iei. De oricum se prinde de la un moment dat că voi o chemați și în plus, a doua oară n-are bani, a treia oară n-are loc în mașină. Și știți că, în mod inevitabil, după 7-8 figuri din astea, s-a făcut grupul celor... Și grupul celor care și ei se duc tot la pizza, în 7 colțuri, undeva se duc pe jos la mâncat popcorn. Și e fain. Eu n-am putut să le evit ca slujitor. Dar știți care e bucuria mea? Că măcar inima lor a rămas împreună. Măcar în biserică n-au fost pe grupuri. Au putut să fie împreună în misiune, iar cu pizza asta a fost, dacă așa a fost situația, da? Am ajuns, de fapt, unde am vrut să ajung, dar le-am luat așa pe ocolite ca să nu se supere tinerii pe mine. Tinerii noștri se mai despart câteodată. Bine, le spuneam că doar nu poți fi în lumea evanghelică și să n-ai prieten și prietenă foarte devreme în viață. Că dacă ajungi la 16 ani și n-ai niciun prieten, deja vin bilete la amvon. Deci am o cauză, nu-ți spune care e cauza, dar am o cauză. Prins 19 ani nemăritată, bunica deja intră în criză. Și toată lumea când vine acasă, anul 3 la facultate, zice, dar ți-ai găsit tu, nu? E, nu-ți vine să-i strângi decât, adică oricum îl cauți și te rogi. Ți-ai găsit unul? Nu vă mirați că... De ce vă mirați că unii în anul 4 pleacă în misiune în Siberia? Că nu mai vrea să se întâlnească cu mine. Bă, na, ce-i faci? El și așa e îndurerat cu tare, ar vrea să o găsească, așa că mai vin și eu, da. Noi trebuie să punem acolo pe rană, că de asta suntem, să ne mânghiem unii pe alții. Și suntem buni la chestiile astea. E, dar pentru că se încep prietenii destul de devreme, pe nu știu ce motiv, adică să ai relații mature cu oameni imaturi, mi se pare foarte logic, în mod inevitabil, ce se întâmplă cu relațiile respective? Oamenii ăștia se despart. Problema nu e dacă se despart. Primul lucru nu trebuia să fie împreună, a doilea, slavă Domnului că s-a despărțit. Dar întrebarea e cum se despart? Ăștia se mai salută unul cu altul. A, dar nu vrei să-mi spui cum. Nu-mi dai idei că m-a chemat un slujitor, o să vii cu mine la punerea mâinilor. Ce să caut eu cu tine la punerea mâinilor? Deci este un nou tip. Cum? Pun eu mâna pe cine? Mă, zic, ferească. Da, eu cred că se salută, dar cum se salută, n-aș vrea să aflu unul, da? Mai pot sta în aceeași biserică? Se mai pot uita unii în ochii altora?
se mai pot ruga unii pentru alții. Pentru toți cei de vârsta mea și alții, care ne gândim inclusiv la despărțirea finală. Ascultați-mă, știți ce îmi spune mie capitolul acesta? Dumnezeu poate face ca despărțirile să fie frumoase, cu binecuvântare. Unele despărțiri sunt inevitabile. Dar dacă intervine Dumnezeu, dacă asculți de Dumnezeu, poți să te desparți omenește, frățește, colegial, să rămânem frați în Hristos, să rămânem vecini, să rămânem membri în aceeași biserică, să luăm cina Domnului împreună și nu trebuie să fie copiii noștri împreună, nu trebuie să mâncăm toți același fel de pizza. Am vrut să mă duc la un capitol, dar cine te-a pus Filip să scrii? O să Dumnezeu poate face ca despărțirile să fie frumoase. Știi tu, Filip, când îți despărțirile frumoase în biserică? Când păstorul zice amin la timp. Mamă, deci pe limba mea trebuie să închei. Dar pe cuvântul Domnului. Vreau să vă spun ceva. Am luat câteva capitole din Scriptură mai încurcate, 31. Sunt altele mult mai simple. Poate le citiți azi după masă, între două somnuri. Și poate te uiți la un capitol care a fost scris, habar n-ai când, și zici, asta n-are nicio treabă cu mine. Și o să vezi că principial are enorm de mult de a face cu tine și cu mine. Nu sunt foarte multe cărți cu capitolul 31. Ați găsit careva câte sunt? Cât? 12. Dacă mergem pe mâna dumitale, una, două, trei... Numai trei am luat noi, ba, și da, patru am luat, deci au rămas 8. Din 8 alegeți care vreți. Dacă nu, mai citiți unul din ăsta încă o dată, că poate vedeți niște detalii care sigur mi-au scăpat mie. Și haideți să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Și pentru astăzi, că oarecum mi-am dat seama și eu târziu că voi considerați încheierea conferinței, haideți să aplicăm ce învățăm dintr-un capitol în dreptul nostru. Ca unii care vrem să avem familii binecuvântate sau ca unii care suntem familiști, trăim, îi mulțumim lui Dumnezeu că nu lucrează cum vrem noi, dar că întotdeauna lucrează bine, îi mulțumim lui Dumnezeu că nu greșește niciodată, niciodată nu ne considerăm cineva, dacă nu trecem prin suferința altuia. Știți ce a spus eu? Eu nu mi-am permis să cred că eu sunt mai. E o perioadă în viață, așa hotărât-o Domnul. Și să nu uităm, în timp ce suntem binecuvântați și avem unde alerga, și în vremuri bune și în vremuri grele, gândiți-vă la oamenii din jurul nostru, care au nevoie să audă de Hristos. Nu, învierea Domnului Iisus Hristos nu este prezentată în niciun capitol 31. Că nu avem cărți în Noul Testament care să aibă capitolul 31. Dar o să vă aduc aminte că învierea Domnului Iisus Hristos este prezentată în ultimul capitol din cărțile, din cele mai multe în care scrie. Într-un fel, știți ce vrea Dumnezeu? Să rămânem cu asta. Citești în Evanghelie că a venit Iisus, că a fost umil, că a fost batjocorit, că a vindecat, că a ajutat, dar cu ce se încheie? Dimineața învierii. Puterea Lui cea mare. Duceți-vă, spuneți, bucurați-vă. Hristos este viu. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ și în puterea aceasta. Noi am vorbit despre puterea Lui Dumnezeu. Și ar trebui să încheiem, cum spune omul lui Dumnezeu, știu că tu poți totul. Începe în viața mea. Și după ce schimb ceva în viața mea, folosește-mă pentru viața altora. Îmi place să cred că toți care sunteți aici aveți o relație personală cu Dumnezeu. Dar voi vă știți bine. Vreau să vă spun pentru voi sau pentru alții, există unul singur care poate salva.
Și acela este Dumnezeu în meritele lui Iisus Hristos. Cum ați auzit-o de multe ori, vă îndemnăm și astăzi să vă apropiați de Dumnezeu, să vă cercetați, să vă pocăiți, să credeți, să faceți pasul botezului. Poate mai sunt locuri la botezul următor, poate la celălalt care va fi programat. Ne gândim la alte cazuri în care suntem, situații, noi sau cei din jurul nostru. Trăiți cu ochii deschiși. Uitați-vă la lumea din jur. Și duceți-vă cu mesajul unui om înțelept. Eu nu, spune, dar Dumnezeul meu da. Cine spune asta? Ajunge cineva în fața împăratului și împăratul spune: am auzit că tu poți. Și Daniel spune: împărate, ai auzit, dar nu exact. Eu? Nu. Dar Dumnezeul meu? Da. Acesta este mesajul cu care aș vrea să plecați de aici. Dumnezeu poate în dreptul meu, în dreptul casei mele, în dreptul copiilor mei, în dreptul vecinilor mei. Și nu uitați unii, dacă nu aveți alt pretext, să vă vizitați vecinii sau să vorbiți cu ei sau să vă rugați cu ei, luați o carte, luați o broșură de acolo, de la stand, le-o faceți cadou în numele Domnului, le-o împrumutați pentru o săptămână, cum vreți voi. În mod deosebit, eu vă recomand pentru cei din afară cărțile cu rugăciuni. Acolo o să găsiți rugăciuni în versuri, că unor le plac versurile. Și găsiți rugăciuni în versuri, biblice. Acolo găsiți o carte cu rugăciuni pe textul biblic și vă va arăta cum ne putem ruga pe textul biblic. Dimineața m-am oprit la o familie. A trebuit să mă opresc. Nu i-am văzut în viața mea, i-am văzut acum prima dată. Și înainte să mă despart, i-am zis Doamnei: vreau să vă dau o carte cu rugăciuni. Și i-am zis: care copertă vreți? Zic: conținutul e același. Care vreți dumneavoastră? Păi zic, vă dau una și una. La care doamna spune: o să le dau copiilor mei să le citească. Zic: sunt foarte bune pentru începători. Și stând cu mine, doamna răsfăiește: și ce fain că și scurte. Am zis da, că uneori trebuie să-i spunem lui Dumnezeu scurt, la subiect și sincer. Oamenii nu o să vă refuze dacă vreți să faceți ceva pentru Domnul. Și eu cred că Domnul le poate folosi pe toți dacă vrem. Amin?